Anemona stătea de vorbă cu Antonio și spunea că i-a venit menstruația și că nu se aștepta și nu are ce îi trebuie, nu și-a luat din casa fetelor. Antonio îi zicea că nu înțelege cum vine treaba asta, că doar vine o dată pe lună și fiecare ar trebui să știe când se întâmplă. Apoi am văzut că mai sunt glume, Roberto glumea că cum ar fi să plece Anemona măritată din casă și Anemona a zis că știe sigur că ea nu va pleca măritată din casa Mireasa. Apoi am văzut că Maria lipsește din casă, știu de-aseară că spuneau Roberto vorbea și zicea că are o ședință la Oriflame, ședință de machiaj și că va avea loc în living, în livingul de la fete. Chiar spunea Roberto, hai că vine lumea la tine, nu trebuie să mergi tu nicăieri. Apoi, astăzi am văzut că Roberto făcea o omletă și cu ceva Kaiser, Antonio pregătea o văz cu banane, cu kiwi, înțeleg că și Irina mănâncă la fel ca Antonio, iar Roberto mănâncă cu anemona omletă și cu Kaiser. Glumea Antonio și a zis că a pus prea mult Kaiser Roberto în omletă pentru nevastă sa, adică pentru Anemona și Roberto zicea hai lasă că mănâncă și nevastă când vine după ce termină ședința de machiaj.